Haideți să citim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 6. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, de la versetul 14 până la 29. Marcu 6 cu 14. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau: este Ilie, iar alții ziceau: este un proroc ca altul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: Ioan, aceluia care i-am tăiat capul, a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: ce să cer? Și mama sa i-a răspuns: capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar, din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță și l-a adus pe farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de a ridica trupul și l-au pus într-un mormânt. Și să deschidem și la Matei, capitolul 23, versetul 37. Matei 23, versetul 37, un verset cunoscut. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. După aceste cântări, care au fost așa ca un balsam pentru suflet, cumva acest pasaj este în contrast, văzând această cruzime și decădere a omului. Este un pasaj macabru. Este arată în ce fel, în ce stare poate ajunge omul. Pasajul în sine este, apare ca o mențiune. În urma unei mențiuni este o paranteză care se face și se povestește această întâmplare. În context este vorba despre trimiterea celor 12 ucenici. Domnul Iisus mergea în evanghelizare și la un moment dat se oprește și îi trimite pe cei 12. Cu aceeași delegație din partea lui să vestească Evanghelia aceasta și să facă minuni în numele Domnului Iisus. Cumva puterea aceasta a Evangheliei pe care o vestea Domnul Iisus se face dintr-o dată de 12 ori mai mare. Și impactul pe care îl au este așa de mare, încât vestea aceasta a Evangheliei și vestea despre Domnul Iisus ajunge și la urechile lui Irod. Întreaga țară aude și aude și Irod. Și Irod, când aude despre Domnul Iisus, are această tresărire. Acesta nu poate să fie altul decât Ioan,
acela căruia i-a tăiat capul. Și aici evanghelistul se simte obligat să explice de ce gândea Irod așa. Și cum s-a întâmplat lucrul acesta, cum i-a tăiat capul. Și intră în detalii. Irod este ajunge la această părere, deși ceilalți oameni ziceau este Ilie, acela profețit în Maleahi. Alții ziceau că este un proroc. Totuși, impactul pe care îl are Domnul Iisus îl face pe Irod să creadă că Ioan acesta a înviat din morți și are puteri, s-a întors de acolo cu puteri mult mai mare decât le avea înainte. El are atâta încredere și avea atâta respect pentru Ioan și atâta teamă, cum spune aici, era teamă de Ioan, că este trimisul lui Dumnezeu, încât credea că judecata a venit. Și era teamă, nu cumva a venit pentru el, după el înapoi. Cumva acea faptă s-a întors împotriva lui. Era terorizat de fapta pe care o făcuse. Cumva fapta pe care o făcuse ne explica din context că nu este tocmai după, n-a vrut să facă neapărat lucrul acesta. Dar dacă ne gândim bine, Irod este pe deplin responsabil de faptele lui. Nu-l putem scuza în vreun fel, deși s-a întâmplat cumva fără să-și propună el lucrul acesta în mod expres. Aș vrea să setez puțin contextul. Întâmplarea este destul de întortocheată și doar din acest pasaj, dacă vedem contextul istoric, vom înțelege cumva și mai mult despre cât de complexe erau lucrurile. Am auzit un comentariu și se povestea puțin contextul și ce se întâmplă este că Irod acesta este unul dintre cei patru urmași al lui Irod cel Mare. Acesta este Irod Antipa. Mai erau încă trei irozi în care fusese împărțită cumva zona peste care stăpânise Irod cel Mare și acesta este unul dintre urmașii lui, Irod Antipa. Și se întâmplă că acest Filip, despre care vorbim aici, este nu unul dintre ceilalți regi ai, din zona aceasta a Palestinei, ci este, se pare, unul dintre fiii lui Irod care fusese dezmoștenit și trăia undeva în Roma, acest Filip. Și era căsătorit cu această femeie care se numea Irodiada, care se pare că este un nume feminin de la Irod. Ea, această femeie, se pare că era fata unui alt fiu al lui Irod. Irod a avut 10 neveste și a avut mulți fii. Irodiada aceasta era una dintre fetele, era o fata uneia dintre fiii lui Irod, deci era nepoata lui Filip și a lui Antipa. Vorbim aici nu doar de o chestiune de luat soția fratelui, ci și de o relație incestuoasă. Lucrurile sunt complexe și urâte. Se pare că această Irodiada, spune istoria, ar fi vizitat zona aceasta a Palestinei, s-a întâlnit cu acest Irod Antipa, care era unchiul său, se înfilipă între ei o relație și se hotără să se căsătorească. Ei erau amândoi oameni căsătoriți. Irodiada divorțează de Filip, care era la Roma. Irod, acest Antipa, divorțează de soția lui legitimă, care era o prințesă. Era fiica unui rege arab din zonă. Tatăl acestei fete pornește război împotriva lui Irod. Are loc o luptă între armata lui Irod și este învins Irod, dar salvat în ultimul moment de către armata romană. Pentru că Irod era protejat cumva de romani și pus de romani acolo. Și are loc și un război. Mult sânge curs din lucrul acesta. Pe lângă sângele unui proroc. În continuare, această Irodiada, după moartea lui Filip, acela care era rege, cumva coregent, ca să zic așa, în una de cele patru provincii, își dorește să preia, să extindă puterea lui Antipa, să preia și puterea peste acea, da? Și să duce la rege
la Cezar și încearcă, îl trimite pe Irod, Antipa, la Cezar, ca să ceară să extindă puterea și peste acea provincie. Însă el nu vrea să facă lucrul acesta și Caligula, Cezarul nou venit, pune ca rege în provincia cealaltă pe un alt fiu al lui Irod cel Mare, care acesta se duce el la Caligula și cu intrigi reușește să-l convingă că Irod Antipa dorește răul împărăției romane și aceștia doi, Irod Antipa și Irodiada, sunt exilați și mor în exil. Am spus toate acestea ca să înțelegeți unde l-a dus pe Irod această femeie. Atâta sânge vărsat i-a distrus toată cariera, dacă îmi putea spune așa în ghilimele, de rege. Și iată, avem aici pe pagina Scripturii unul dintre rezultatele apariției acestei femei în peisajul împărăției Galilei. Moartea unui proroc. Celui mai mare din proroci. Ceea ce citim aici este moartea celui mai mare dintre proroci. Așa spune Domnul Iisus. Este o moarte subită, o moarte care i-a făcut pe mulți comentatori să comenteze despre cum s-a simțit Ioan acolo în închisoare. Că noi avem acel flash unde spune că Ioan a fost deznădăjduit la un moment dat și a întrebat pe Domnul, a avut un moment de cumpănă, de îndoială. Și Domnul Iisus îl încurajează și spune, uite, Evanghelia are roade. Orbii văd, mulții vorbesc. Șchiopii și ciungii pot iarăși să meargă, să lucreze. Cred că Ioan a fost întremat de aceste cuvinte pe care Domnul Iisus le-a dat. Fapte. I-a prezentat faptele. Dar sfârșitul lui este așa de subit. Totuși Dumnezeu este acela care știe ce face. Și suntem siguri că Dumnezeu a considerat că lucrarea lui Ioan a fost completă, suficientă. Ioan și-a dus lucrarea până la capăt. Chiar dacă nouă ni se pare că a fost întrerupt într-un moment de glorie, de reușită, el boteza în Enon. Era ultimul lucru pe care știm despre Ioan că îl face. Și de acolo a fost luat de acest Irod. Doar puțin pe text, rămân doar tehnic în seara aceasta, poate foarte puțin aplicativ. Versetul 17 spune, îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip. Biblia consideră că Irodiada era nevasta fratelui său Filip. Nici nu recunoaște acest divorț pe care îl făcuse el undeva oficial, un divorț. Era nevasta fratelui său. Aceasta este ceea ce consideră Biblia, ceea ce consideră Dumnezeu. Și de aceea relația lui era păcătoasă. Ioan zicea lui Irod. Acest cuvânt, Ioan zicea lui Irod, nu este Ioan zisese odată lui Irod. Ioan îi zicea mereu lui Irod. Așa se traduce. E un prezent continuu. Continua să-i zică și îi repeta același lucru. Nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Un lucru așa de clar. Nu îmi spunea pe departe. Vezi, cu privire la moralitate și încearcă să fii tu corect sau... Nu. Nu ți este îngăduit să ții pe... Și era acea persoană de care depindea viața lui. Irod putea să dea comandă să-l omoare pe Ioan oricând. Și totuși avea acest curaj sfânt. Este un proroc, cum a definiția aceasta unui proroc, un om cu autoritate de la Dumnezeu, care are cuvânt de la Dumnezeu și o spune cu curaj de la Dumnezeu. Așa este Ioan. Nu cred, da? Normal că Domnul Iisus nu greșește când spune cel mai mare dintre proroci. Cât curaj sfânt avea acest om. Noi
eu, cel puțin, mă gândesc că m-aș codi când mă duc în felul acesta să iau pe cineva și să-l acuz, să-i dau această acuzație directă din partea lui Dumnezeu. Mi-ar fi așa de greu. Și sunt sigur că Ioan nu primise acest mesaj de la Dumnezeu într-un vis. El știa conform Bibliei că nu este bine și i-a spus asta lui Irod. Și atât. Știa din Scriptură. Din Scriptură a văzut adevărul și i-a dat acest mesaj direct ca din partea lui Dumnezeu. Irod se temea de Ioan. Este acest personaj, Irod, doar două cuvinte voi spune, unul acesta care este în cumpănă. Pe de o parte, logica lui și tot ce înseamnă partea aceasta cerebrală, de gândire, logică, îi spune că Ioan are dreptate. Este clar lucrul acesta. Dar el nu poate să ia o decizie. Nu poate să arunce. Îl crede pe Ioan, dar nu poate să facă pasul acesta al credinței care ascultă. Credința, când crede ceva, trece la acțiune. Și face, ascultă de Dumnezeu. Irod nu are lucrul acesta. Îi dă dreptate, așa este, și așa este. Sunt mulți oameni care zic, da, aveți dreptate. Voi credincioși aveți dreptate. Ce se spune și ce se predică aici este adevărat. Dar câți oameni fac și pasul să renunțe la păcate, să se încreadă în Domnul Iisus, să se pocăiască de păcatele lor, să se întoarcă de la păcatele lor, să-L primească pe Domnul cu adevărat, să-L urmeze pe Domnul. Prăpastia este mare. Aceasta de la a înțelege și de la a crede, adică să treci la fapte, să te arunci în brațele Mântuitorului cu adevărat. Și noi de multe ori auzim îndemnuri de la El și ne este așa de greu să și ascultăm, să le facem. Credința este aceea care acționează, nu doar așteaptă și nu ia nicio decizie. El stă în cumpănă și nu putea să ia o decizie. Asta nu e credință. Despre Irodiada este greu de spus ceva. Ce aș putea observa este că semăna cumva cu bunicul ei. Acel om crud care era gata să omoare, chiar dacă era vorba de apropiați, nu mai zicem de acei prunci din Betleem. Istoria spune că și-a omorât proprii fii ca nu cumva să ia tronul înainte de vreme. Mai mulți, nu unul. Și-a omorât soția. Și aceeași cruzime o găsim la această femeie. Nu pot să comentez mai mult. Și, în schimb, aș spune doar două cuvinte despre această tânără care intră cu nerușinare la acest ospăț. Era ceva, un dans imoral. Nu vă imaginați că era nici măcar gimnastica aerobică. Era ceva ceva lasciv, ceva care era ispititor. Acolo erau bărbați, îmbrăcămintea era sumară, ceva obraznic, și dar lăsând lucrul acesta la o parte, totuși ea reușește să facă o performanță. Adică încântă pe toți oamenii acolo. Tinerii sunt capabili de performanțe. Foarte bun. Dar când e vorba să ia o decizie și să facă lucruri, să se orienteze în lumea aceasta, e așa de greu. El nu e capabilă să zică nu acestui lucru. Nu știm exact ce a împins-o să se ducă acolo. Dar știm că atunci când a trebuit să ia o decizie, să-și aleagă ceva, putea să ceară o rochie frumoasă. Sau să ceară niște brățări de aur sau ceva. Ca orice fată. Când a trebuit să ceară ceva, n-a știut ce să ceară. Total neorientată în lumea aceasta. Și așa sunt tinerii. Sunt capabili de lucruri extraordinare, dar asta nu înseamnă că au orientare. Și trebuie să avem îngăduință pentru ei și încă un lucru. Nu neapărat să ne arătăm noi, oamenii care știm, să sfătuim sau... Să avem îngăduință și să fim gata să îi ajutăm pe tineri să se orienteze
în viață. Au nevoie de acest sprijin al oamenilor mai în vârstă și să fim gata să fim prieteni cu ei și să-i ajutăm, să-i ghidăm în viață. Nu sunt capabil să iau o decizie. A venit și mama i-a spus acel lucru și l-a făcut. Un lucru oribil. Un lucru oribil. Și primește această ofertă din partea lui Irod, aici ca o paranteză, Irod nu putea să ofere jumate din împărăție pentru că el nu era autonom. Era pus acolo de romani, nu a fi putut oferi nimic pentru că nu erau ale lui neapărat. Era puterea minimă, era aproape formal. Acolo puterea o aveau romanii, ei luau deciziile. Nu ar fi putut să ofere el vreun teritoriu sau ceva din împărăția lui, nu se pune problema. Și fata aceasta este pusă în fața unor opțiuni așa de mari și tinerii în zilele noastre au multe opțiuni, dar au nevoie să fie ghidați, au nevoie să fie ajutați. Și cei care sunt tineri sunt puțini aici. Să aibă răbdare și să se gândească bine atunci când iau o decizie. Și chiar să ceară sfatul celor mai în vârstă. Poate fi de mare ajutor. Sfatul cuiva înțelept, nu unui nebun. Nu unui om crud, așa cum a făcut această fată. Bineînțeles că ea nu avea multe opțiuni, era mama ei. Dar cât de dezorientați sunt tinerii? Au nevoie de ajutorul nostru al celor mai în vârstă. El să ne binecuvânteze. Amin. Amin.